mare lucru. Chiar peste câteva luni, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom merge la nunta unei fetițe care a crescut la noi aici și acum are 24 de ani, a terminat și teologia. Da, știu că ne povestesc. Cu Gabriela, da, o fată care la evaluarea națională a luat locul întâi, a urmat pedagogicul, la fel primul loc, șefă de promoție, la București de asemenea. Pentru noi acestea sunt mari realizări. Dar în primul rând să cere suflete. Și mai mare de test pentru o familie normală. Da, pe familia suntem noi. Știți, fiecare în parte facem tot ceea ce se poate face. Eu fac în dreptul meu, dumneavoastră în dreptul dumneavoastră și așa mai departe. Contribuția este a tuturor. Chiar și un profesor care a venit de la București sau de la Giurgiu și a ajutat-o pe ea și pe alți copii, înseamnă familia fetei respective și copiilor respectivi. Așa că încercăm și noi să mergem pe puțin și bun decât cum se practică în sistemul nostru de protecție socială, mult și mai puțin bun și prost. Adică încercăm să ajutăm 30 de suflete, 50 de suflete, dar să putem cu adevărat să le reintegrăm. Să oferim un loc de muncă fetelor, mamelor, să putem copiii mai departe să-i monitorizăm în așa fel încât să-i ajutăm. Cum e și la Părintele Nicolae. Cu un loc de muncă, cu un serviciu, cu purcelul, cu cățelul, casa și în felul acesta. Să, cu adevărat să se reintegreze. Pentru că reintegrarea e înțeleasă puțin greșit. Din punctul meu de vedere, acum după 20 ceva de ani de activitate, știu ce înseamnă cu adevărat problema socială. Chiar dacă este la penitenciar, chiar dacă este aici, chiar dacă e, nu știu, căsuțele din cadrul protecției, dar cu adevărat face reintegrare atunci când vezi produsul finit. Când ajunge mama să fie angajată, copilul să aibă o casă, să se căsătorească, să se mărite, să poate da naștere copiilor și să crească frumos. Nu să ajungă prin afară, pe la buzunare sau portofele și cum se mai practică. Asta este gândirea mea. Dacă ajuți un suflet, eu spun că e mare lucru. Dacă ajutăm cu toți. Dacă sunt 10, 20, 30, câți au trecut aici, câteva sute, și realizarea e și mai mare. În afară de așezământul pe care îl vedem, pe care îl vedeți dumneavoastră și îl avem în grijă, avem și casele din sat, de aici, din Slobozia, unde am reușit să integrăm, să reintegrăm, de fapt, aceste situații delicate. Violența domestică nu privită ca atunci când fata a luat o palmă de la soț și ea s-a supărat și a luat bagajul și a fugit de acasă. Nu, violența destul de delicată.